România TV continuă experiențele uimitoare în Dubai. Pătrundem acum puțin în cultura arabă și îl veți vedea pe colegul nostru Ioan Corpoș, așa cum nu l-ați mai văzut. Cultura arabă este adânc înrădăcinată în istorie și tradiții. De la rugăciunile zilnice și până la codurile vestimentare, fiecare aspect al culturii arabe reflectă valorile și credințele profunde ale comunităților sale. Intrăm acum în moschee, locul de rugăciune al musulmanilor. You will find the design of the mosque is very simple. A design has been developed in Egypt and moved all the way to this region. It's simple. The design of the mosque is all inspired by the nature, leaves and the trees and the flowers and the stars. Also, one of the common things that people will might be wondering about is that you will find a carpet, a big carpet. Why do we have a carpet? The reason of it is that once people they come, usually they sit on the floor, they put their head on the floor, so to make sure that the floor will remain clean for the whole time, they put that carpet. Experiența nu ar fi fost completă aici în Dubai dacă nu aș fi îmbrăcat, stimați spectatori, acest costum specific bărbaților, această îmbrăcăminte specific bărbătească aici în Dubai, care poate fi purtată de absolut oricine, nu doar de localnici. În cultura arabă, ospitalitatea este o valoare fundamentală. Vizitatorii sunt tratați cu respect și generozitate, iar oferirea de ceai sau cafea este o practică comună. Chiar gustoase, sunt curmale și da. Să vedem cafea arabească, autentică, originală. We never add any sugar or milk with the coffee, but the way how balanced it tastes, we give a date at the beginning, so it's very sweet, but this one's very bitter, so it balances the taste, yeah.